ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrile Partener TV, împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident de circulație pe drumul național 72. Pe drumul național 71, un autoturist de teren s-a dat peste cap. Numărul cazurilor de gripă AH1N1 a ajuns la 1335. Gripa porcină nu dă pace județului Dâmbovița, numărul îmbolnăvirilor crescând. În semn de protest, dascălii din sute de unități școlare nu trec notele în catalog. Programul Rabla la nivelul țării noastre se pare că nu a dat randament. Pe drumurile din România, tot mai mulți români își pierd viața în urma accidentului rutiere. Anual, o familie de români consumă 142 de kilograme de carne. Grav accident de circulație pe drumul național 72 Târgoviște-Ploiești. Un bărbat și-a pierdut viața. Pe drumul național 72 Ploiești-Târgoviște, pe raza localității Săcuien, s-a produs un grav accident de circulație. Un bărbat s-a angajat în traversarea străzii fără să se asigure și prin loc nepermis, timp în care o mașină l-a spulberat. Imediat la fața locului s-au deplasat echipajele poliției și serviciului de ambulanță Dâmbovița. Cadrele medicale timp de câteva minute au făcut tot ce le-a stat în putere, efectuând o serie de manevre de resuscitare pentru a-l ține în viață pe bărbatul lovit. Cu toate eforturile depuse, bărbatul a decedat în drum spre spitalul de urgență Târgoviște. Pe drumul național 71 Târgoviște-Sinaia, la intrarea în localitatea dâmbovițeană Doicești, un autoturist de teren nu a adaptat viteza la condițiile de drum și s-a dat peste cap. Evenimentul rutier s-a produs pe drumul național 71 Târgoviște-Sinaia, la intrarea în localitatea Doicești. Se pare că șoferul autoturismului nu a adaptat viteza la condițiile de drum, părăsind carosabilul și răsturnându-se. Alături de șofer în mașină se mai afla o persoană. În urma impactului, acestea au părăsit mașina pe geamul din spate. A existat riscul ca mașina să fie cuprinsă de flăcări, întrucât la doar câțiva metri se afla magistrala de gaze naturale. La fața locului au sosit echipajele poliției, serviciului de ambulanță Dâmbovița și pompierii. Imediat, pompierii au deconectat bornele de la bateria mașinii pentru a evita un real pericol de explozie. Polițiștii le recomandă șoferilor să nu circule cu mai mult de 30 de km pe oră în localitate sau peste 50 de km pe oră în afara lor, pe șoselele umede sau acoperite de polei sau zăpadă. Conducătorii auto trebuie să-și echipeze mașinile de iarnă și să respecte utilizarea corespunzătoare a sistemelor de iluminare, semnalizare și de climatizare pentru a vedea și a putea fi văzuți în trafic. Gripa AH1N1 se extinde în întreaga țară. Cazurile de gripă porcină au ajuns la 1335. Ultimele statistici ale Ministerului Sănătății sunt îngrijorătoare. În România, numărul cazurilor de gripă porcină a ajuns la 1335, astfel: în județul Alba 5, în Arad 54, în Argeș 14, în Bacău 32, în Bihor 4, în Botoșani 53, în Brașov 59, în Brăila 8, în Buzău 7, în Caraș 4, în Călăraș 6, în Cluj 26, în Constanța 20, în Covazna 1 caz, în Dâmbovița 11 cazuri, în Dolj 77, în Galați 29, în Giurgiu 8, în Harghita 24, în Hunedoara 4, în Ialomița 5, în Iași 145, în Maramureș 12, în Mehedinți 11, în Mureș 18, în Neamț 7, în Prahova 84, în Sibiu 11, în Suceava 54, în Telorman 9, în Timiș 36, în Tulcea 1 caz, în Vaslui 20, în Vulcea 8, în București 347 și în Ilfov 24 de cazuri. Ministerul Sănătății a anunțat că începând de astăzi vor fi suspendate cursurile în mai multe școli și grădințe din țară, la clasele unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de îmbolnăviri. Și la nivelul județului Dâmbovița, virusul AH1N1 își întinde caracatițele. Alte 5 persoane au fost internate cu simptome de gripă AH1N1. În ultimele 48 de ore, la nivelul județului Dâmbovița, situația îmbolnăvirilor cu AH1N1 se prezintă astfel. Un caz confirmat cu laboratorul pentru un bărbat în vârstă de 43 de ani din localitatea Costești Vale, 4 cazuri cu semne clinice de boală și legătură epidemiologică contact ai cazurilor confirmate de la Colegiul Cantacuzino din Târgoviște, cazuri care în prezent se află internați. Un cadru didactic în vârstă de 54 de ani de la școala Ioan Alexandru Brătescu Voinești. În cursul acestei zile, Direcția Sănătate Publică Dâmbovița a dispus suspendarea temporară
temporară a cursurilor pentru școala Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a demarat anchetele epidemiologice în vederea stabilirii contactelor și a luat măsuri privind dezinfecția sălilor de clasă pentru colectivități. În sute de unități școlare din întreaga țară, elevii nu au nicio notă până la această oră în catalog, ci doar în caietul dascălui. Această măsură a fost luată ca protest față de legea unică a salarizării. Profesorii au fost sfătuiți de sindicaliști încă de la începutul anului școlar ca în semn de protest față de guvernanți să nu mai treacă notele în documentele școlare. Mulți dintre dascăli au încetat protestul la o săptămână de la începerea anului școlar, dar sunt mulți și cei care, la două luni de când a sunat prima dată clopoțelul în 2009, continuă să treacă notele elevilor doar în caietele lor. Astfel s-a ajuns la situația în care în aceeași unitate de învățământ există elevi care au note în catalog doar la unele materii. În plus, sunt școli în care niciun copil nu are note în catalog și școli în care activitatea se desfășoară normal. Totul e în funcție de sindicatele la care sunt afiliați profesorii. Dascălii care cotizează pentru Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au fost sfătuiți să nu pună stiloul pe niciun catalog sau carnet de note, în timp ce cadrele didactice din Federația Educației Naționale și Federația Spiru Haret li s-a spus să înceapă trecerea notelor în documentele oficiale. Sindicaliștii sunt decisi să uite de cataloge până când demnitarii își vor întoarce ochii și spre ei.